Clubul Astra Giurgiu a pus la vânzare biletele de acces la meciul internațional de mâine seară. Astfel, la cele două case de bilete din Giurgiu, cea din Piața Centrală și cea de pe Tineretului, se vândusere până astăzi la prânz aproximativ 1200 de bilete. Da. Două bilete? Da. În rândul 17 locuri, 12-13 bun? Da, da. 20 de Cum merg vânzările pentru Ibernes? Cumpără lumea? Nu prea. Nu prea? Nu. Cam 1200 până acum. 1200 de bilete sunt deja vândute, da? Cu tot cu abonament, invitați tot. Mai e vreo caserie deschisă pe altă parte? Pe Tineretul. La stadion să vinde mâine, să zicem, nu? Pentru această partidă, biletele de acces în tribune se vindeau la următoarele prețuri. La Peluză, 10 lei, tribuna 2, 20 de lei. Tribuna 1 central, în sectoarele 6 și 7, 40 de lei. La tribuna 1, în sectoarele 1, 5 și 8, 12, 30 de lei. În sectorul oaspeților, prețul unui bilet este de 10 euro. Tot la aceste casierii au fost puse în vânzare fulare personalizate cu Astra, la prețul de 30 de lei bucata, dar și tricouri ale echipei la prețul de 80 de lei bucata. După construirea tribunei 1 și a Peluzei, stadionul Marin Anastasovici poate pune la vânzare 7.000 930 de locuri.